Ați vedea minciuni care mi-au distrus toată încrederea în internet. Așa mi s-ar distruge și încrederea mea în voi dacă nu v-ați abonat la canal și n-ați apăsat pe clopoțel toți ăștia care sunteți noi. Pentru că băi, rata șansa de a deveni un Rambo de zi, la fel ca frumosul ăsta de aici și așa. Mai fără alte discuții, să se mântuie. Ia mă, deci că așa arată asta pe Instagram. Frumos, interesant, tare, alea versus reality. Păi și ce are, mă, mamă, da. Nu e chiar așa, adică parcă nu m-a lovit chiar așa, n-am zis. Nu mai pot să am încredere în umanitate după ce am văzut asta. Hai să vedem mai încolo, poate, poate, minciunile astea de pe net mai au și ele picioare scurte. Știi cum e, că unele au picioare lungi, unele au picioare scurte. Așa ziceam, ia, viața mea. Hai să vedem, Instagram versus reality. Frumos, rău arată, n-avem de ce să vă mințim. Ar merge aici o poză pe Instagram, ar nebuni toate gagicile de pe internet. Să mă bată, mama, mi-ar scrie direct Andreea Bostănică pun telefon, Iuliana Bregui pun telefon. Toate m-ar suna aici nebun dacă postez poza de aici, să mă bată, mama. În fine, hai să vedem, ia, taci așa, frumos. Da, e numărul 1, n-am de ce să vă mint. Versus reality. Doamne. Bă, no, deci oficial mi-am pierdut încrederea în umanitate. De ce să vă mint? Pă bune, uită-te și tu. Deci uită-te și tu viața mea. Păi eu dau atâția bani să vin până aici că mi-a arătat tu pe net că se vede totul roz, se vede alea și de fapt e o platformă cu două scaune, două bețișare. Să moară frații mei dacă mai vin undeva. Uită-te și tu. Pleacă-mă de aici. Instagram versus reality. Asta e cea mai mare bibliotecă din lume. Ah, și când pun mâna pe ea, de fapt sunt doar niște dalea. Bro, vere, pleacă de aici. Asta e jegmăneală pe față. Asta e jegmăneală pe față. De ce să vă mint? Uitați-vă, Doamne. Frumos, tati, aveți ce cute e ea, mă, cum se dă ea pe legănel, frumos, versus reality, mamă, trebuie să-l dea ăla, uite de cum o ia, bam! Așa mă dădea și pe mine copiii în parc, numai așa mă dădea ea mai mari, era un leagăn de ăla din fier, și că să-l leagăne cu lanțuri, care se îndoie așa lanțul, sau leagăne de alea din fier, alea sunt mai vechi, gen, în care e pur și simplu un fier compact, care n-ai cum să-l îndoi sau ceva. Păi și mă dădea ea pe leagăne de alea, și ce-au, stai de rus, că ți-a dat o schemă, și eu, bă, eram mic și prost, știi, mă luam după ei. Păi și mă luau, uite așa, mă trăgeau, să mă bată mama, nu că se duceau până în spate așa puțin, cred că se duceau până la graniță, până acolo la Arad, să mă bată mama, dacă nu de acolo mă luau așa și îmi dădeau drumul, băi, frații mei. Și când îmi dădeau ăștia drumul, mă duceam de măroteam așa de vreo două ori peste ăla. Băi, mă terorizau efectiv și mă țineam bine, dar îmi plăcea. Ce să vă mint, era tare rău, chiar îmi plăcea treaba asta. Dar odată știu că m-a văzut mama și mi-a zis: "Bă, dar tu ești prostul lor, mă. Știi cum e? Știi cum sunt mamele, că te iau ele. Bă, dar tu ești prostul lor, mă. Tu îi lași pe ei să te dea așa în viața ta, dacă te mai vrote că te dai așa, nu mai e ce să ieși afară și nu mai e ce să umbli, că oricum de Vlad ăla nu-mi place, că e cam rău, să știi, te cam învăță la prostii. De altfel, nu uitați că aveți link în descriere ca să vă luați bilete la Beach Please, cel mai șmecher festival de trap al anului. Ne vedem între 27 și 30 aprilie la Costinești. Vă aștept acolo, facem poze, ne distrăm, alea, link în descriere. Ia, Instagram, frumos, cute, alea, mai râde, mai alea, mai înțeles? Reality, aolo, să mă bată mama, direct zilele orașului e aici, deci așa era la zilele Hunedoarei când se dădea micii gratis, sau 1 decembrie, când se dădea fasole cu ciolan gratis, așa ne strângeam toată brigada să mă bată mama, dar nu ne strângeam 25 la fasole gratis. În fine, ia, hai să vedem ce e aici, this is Instagram, frumos, tată, da, frumos, pe Instagram, frumos, arată bine, frumoasă și femeia de acolo, au mămica mea, hai să vedem realitatea, mamă, să mă bată mama, că sunt ala cu 5-5 la mine la Hunedoara. Să mă bată mama dacă vă mint, urât. Urât, băi, cu metre. Ia, hopa, așa, Instagram frumos versus, bă, nu e urât, nu e nici cine știe ce reality. Zici că suntem în junglă, că suntem în Amazon undeva, să mă bată mama. Adică e la Hunedoara, la pădure achizit. Vrei să te mint, ia? Aolo, dar nu e așa urât, zici că e la gâră, la Nica acolo, la amintiri din copilărie, de un creangă. Mamă, nu pot să cred că așa arată, bă, nici arată. Nu-mi zic că arată foarte urât în viața reală, că chiar rămân dezamăgit, bro. Bro, sunt renovări vere printre schele, bă. Ia, templul ăsta, mamă, cât de tare arată. Vrei să te mint pe net, arată tare. În viața reală, nu cred că arată așa. Nu pot să cred. Nu e chiar așa, gen. Nu e chiar așa. E frumușel, a? Nu e urât, nu e urât. E frumușel. De ce să omi? Nu, aici nu mă simt dezamăgit. De ce? De ce exagerați, mă? De ce sunteți răi, mă? De ce? Ia, hai să de mai încolo, că nu ne lăsăm noi așa. Trebuie să mai fie chestii care să. Așa, deci așa arată. Bă, nu mi se pare că arată cine știe ce. Instagram versus. Ia uite-l, tată. Mamă, câtă lume e. Bă, în ultimul hal. Instagram, frumos, te pup, mămica mea versus reality. Bă, mai sunt încă 300 de mii, zici că suntem la eforie enorm. Dar e frumos, bă, e, nu e. N-ai de ce să, băi, de ce sunteți răi, mă? Că până la urmă, ce contează că e atâta lume în spate? Frumos, se vede frumosul, dar ăla zici că ești doar tu pe insulă părăzită. După când dai în spate, de unde? Că mai sunt încă 30 de veri primar care așteaptă și ei să facă poză, mai și pun presiune pe tine. Frumos, tată, ia. Așa, ok, mamă, stai mult, bă, viața mea, stați mă la locul vostru, nu vă e bine cu toate picioarele, cu toate membrele corpului pe voi, vreți să picați, să vă rupeți vreo mână, vreun gât, vreun spate, vreo coloană, vreun fund, vreun ceva, haide mă, bă bune,
Haide, ia, și întoarceți-vă, să vedem, să vedem. Da, frumos tot, ca la zilele hunedoare. Bă, îți dai seama că oriunde, realistic vorbind, oriunde te duci la o atracție de asta turistică, îți dai seama că nu ești doar tu, Vere, pentru că mai trebuie să fie o grămadă de oameni care și ei vor să vadă ceva frumos, logic. Wow, ce surpriză. Ok. Nu mi se pare că arată frumos, Umberto. Ah, da, acolo pe Instagram. Pe bune, pe poate s-a dus și vă la 6 dimineața să tragă cadrul ăla. Expectation, mamă, cât de tare e, cât de tare e apa aia, cât de tare e tot, vrei să te minți? Cât de tare e tot și că sunt, dacă îmi filmează iară, că sunt mulți oameni în spate, reality, că sunt mai mulți oameni în spate. Băi, dar nu, e frumos. Nai. Poate să fie full. Efectiv, acolo poate să fie efectiv full, că e prea tare. Vreau și eu odată să ajung într-un loc de la să fie apă albastră, că eu la gârlă, la mine apa e numai maro, maxim verzui. Da, de unde vere un albastru, un albastru de la Siena, așa frumos? Coaz, cum se zice, că eu n-am folosit niciodată. Eu la albastru ziceam albastru, dar nu e albastru, mă, nu e albastru deschis. E turcoaz viețile mele. O apă de-aia turcoaz, vreau și eu să not în ea, așa ca în filme, ca în desene, ca în ia, frumos. Ok, asta am văzut că a fost un place să mănânc la ea și tot așa de aglomerat a fost. Nu mă dezamăgește, nu mă prea dezamăgește. Vreau să văd ceva mai care mă să mă dezamăgească, să mă rupă. Ok, Instagram, ok, aici probabil ăsta a chiriat tot locul ca să facă poza asta. Versus reality și pe reality? Ah, nu, că n-a mai fost nimic, n-a mai dat, s-a supărat. Instagram, frumos, tată. Reality, haide, mai ești viața mea de acolo, ok, e greu că mai așteaptă și ea. Mamă, cât de tare e, cât de frumos e, mânca aia și gura ei. Bă, cât de frumos e. Vere aia, când au făcut pozele de era așa gol. Gen, i-au scos pe toți în Photoshop. Ce-au făcut, bro? Uitați-vă. Băi, câtă diferență, gen. Vere, ia, așa aici o să fie full. Dar oricum e camaro, mă, camaronia apa aia. Sau nu e full? A, nu e full, dar zici că ești la băltoacă. Zici că e la mine, o baltă din fața blocului. Gen, nu mi se pare nicio diferență. Vă vedeți? Zici că e băltoacă. Ziceți voi dacă nu aveți și voi o baltă asemănătoare în fața blocului. Sau dacă știi când e? Băi, când se mai infundă canalizările. Nu știu dacă voi ați pățit. Băi, la mine se mai infundă canalizările, se mai infundă când am fost eu mic. Odată. Și băi, s-a făcut pe toată strada efectiv, așa ca un strand efectiv. Era apa până la intrarea în scară și intrarea în scară are 3 scări, așa, știi că sunt scările alea, ca să intri în scară trebuie să urci 3 scări până deschizi ușa. Efectiv era până la ușa de pe scară. A intrat apa cred că și la ușa de pe scară. Băi, viețile mele, deci vă zic sincer, am ieșit toți pe stradă de nu dădeam numai stilul fluture, dădeam toate schemele mele de le învățasem eu la bazin. Făceam stilul fluture, am dat și cap în apa aia. Vă dați ce apă jegoasă era, că se strânsese tot praful de pe stradă în apa aia și pe lângă era și apa din canal. Că se înfundase canalizele, notam numai în pecundalele lui bătrânul de la 3, lui Mariuca de a pune folii în mol, numai în dalea, gen. Ia, băi, doamne, dar oricum, urât aici, de ce să mi se pare? Adică e frumos natura Insta versus reality, ia arată viețile mele, ia. Terme di Saturnia, mamă, cum arată pe net. Ia aici, chiar, gen, acum mă uit așa și zic, da, frața mea, vreau să vin aici. Și ia, arată-mi cum arată. Aoleu, zici că e la Ogna Sibiului, direct Ogna Sibiului, de ce să vă mint, direct, deci aici direct la Ogna Sibiului, zici că sunt la mine în România, să mă poată mă uită de cât țin sunt, dar nu știu cum fac ea de fac pozele aia, de sunt așa gol. Ia, că cel mai Instagram spot în Tulum, nu știu unde e Tulum, de ce să vă, mamă cât de tare e aia, mamă, dar e full, efectiv, e full și cred că pe net, mamă, vezi că tot e frumos, mă, de ce să vă mint, ia, aici e la zidul chinezesc, cred că astea sunt zidurile chinezești, a, uite, am scos pe, vezi ce frumos a photoshopat, nu e greu, aia chiar nu e greu, asta puteți să învățați și voi, uite ce frumos s-a photoshopat aici. În loc să fie ăia acolo în spate, i-a photoshopat. Da, bun. Destul Instagram pas. M-ați mințit destul, nu mai vreau să mă mințiți. Cam asta a fost cu episodul de azi. Eu am fost Mei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți doar și un like, să vă abonați la canalul tot ce care să sunt. Pa.